Păi da. Ia uzi, opa. Păi ăsta a fugit în grădină. Ăștia sunt ghiveciu. Uite-le în mijloc. A aruncat din el florile. Alelalte sunt, să ude zarzavaturile, să care bălegar, să care pământ, să care apă. Și bate în tine ea, a văzut în ea până a nebunit-o. Ia uite-o. A rupt-o, a frânt-o. Ce să facă el acum? Nu să muncească acolo, să producă ceva, să aibă ce mânca la toamnă, greierele ăsta cântă. Ia uite. Îl chinuie și pe el. Ce să faci acum? Ia. Păi, dacă mă duc acolo așa la țară, am și eu de ăștia. Și dacă aș bate toată ziua în ele, la iarnă, ce mai mănânc? Și dacă vine foamete și război? Asta este. Asta este. Păi cu el un bănuț aici. Bravo, bă, băiatule, numai dacă n-ai uitat să spui și tu rugăciune de seară, mâine dimineața la dimineție și vezi, poi mine să te duci la Sfânta Liturghie. Păi, pătăile ăștia în cap așa lui, îl năucesc, el nu mai știe. Gata, mai păcuros de bani zâmbește. Bravo, mă, băiatule, mă. Asta ar fi bună junglă acolo, înțelegi? La triburile alea de, înțelegi? De papuași. Asta este. E mare gândirea lui Dumnezeu. Să-i dea Dumnezeu sănătate și mântuire.